care cunoaște toate tainele și știe cu deamănuntul viața fiecăruia. Și gândul care trece prin minte, Jemania, Vredia, Veria, Zamana, Gadia, Volti, Managraut. Eu sunt sfânt, așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt, și slava mea nu mi-o împart cu omul, Jemania, Vredia, Veria, Managraut. Iată ce adevărește Domnul prin Duhul Sfânt. Cunoștința în vremea aceasta au crescut mult, Jemania, Veltii, Managaur, și sunt mulți învățători, Regando, Shamana, Gandia, Veltii, Manabradia, Veltii, Managaur, dar cuvântul meu este încălcat în generația aceasta mai mult ca niciodată, și să trece cu ușurință peste ceea ce este scris. Cuvântul meu rămâne, Jemania, Veltii, Managaur, cerurile și pământul trec, dar cuvântul meu rămâne. Cuvântul meu e viu și lucrător, cuvântul meu e plin de putere. De aceea pe voi care sunteți în vremea aceasta aici, Regando Shemania Verti Managaut, bine ați făcut că ați venit la rugăciune. Dar iată ce vorbește Domnul. Când plecați din locul acesta, să fiți la fel de sfinți cum sunteți în acest loc. Jemania Verti Managaut și hotărârile care le luați în urma ascultării rugăciunilor, pentru că pe mulți v-am vindecat aici. La mulți v-am dat pacea, v-am dat liniște sufletească, v-am ridicat întristările, v-am ridicat poverile și unii dintre voi v-ați întors din nou la ceea ce ați lăsat înainte să-mi promiteți. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt, pentru că vă iubesc și niciunul dintre voi nu vreau să piară. Vă chem la o pocăință sfântă, Negrandu Shamanagan, că vremea este aproape și s-a scurtat și lupta s-a întețit și multe duhuri drăcești, demonice. Negrandu Shamanagan, mulți drași și mulți demoni sunt în lume acum, Negrandu Shamanagan, și cine nu e echipat corespunzător și nu are toată armătura Duhului Sfânt va fi biruit. Și eu nu vreau ca voi să cădeți la mâna gandale loviți de vrăjmași. Vreau să rămâneți în picioare și să umblați în biruința pe care eu, Domnul, am câștigat-o la Golgota. La Grandul Shaman Agandia Verti Managaut, în curând, cu suflarea gurii mele, îl voi nimici pe vrăjmaș. Jemania Verti Managaut, iar voi care sunteți poporul meu, sunteți biserica mea, Jemania Verti Managaut, și ați avut parte de o dragoste sfântă desăvârșită, Regando Shamana Gandia Verti Managaut, iubiți-vă mirele, Jemania Verti Managaut, că în curând mirele va veni după mireasă, Ramena Vradia Verti Managaut, și va fi o mare sărbătoare cum n-a mai fost niciodată, Regando Shamana Gandia. În această seară, pe cei care stați la masa Domnului și apoi mergeți și la altă masă, vă sfătuiesc de grabă, Jemania Verti, să vă întoarceți cu pocăință și cu smerenie. Regando Shamana Gandia Verti Managaut, că eu sunt Domnul care am pătimit mult pentru fiecare în parte. Jegrando Shamana Gandia Vel, și multă suferință am luat asupra mea, Nevordia Managaut, de aceea Jemania Verti Managaut, păziți-vă inima mai mult decât orice, pentru că eu sunt Domnul care vă vorbesc și voi știți că din inima omului ies toate poftele, ies toate patimile și cel care este firesc nu poate fi pe placul meu. De aceea vă sfătuiesc în această vreme să fiți oameni duhovnicești, bărbați și femei, care ați încheiat un legământ cu cel care la Golgota, Jemania Verti Managaut, o spus Tată, s-o săvârșit. Eu am sfârșit-o cu păcatul, Jemania Verti Managaut, și cine mă iubește din toată inima, același păstrează inima curată, să păzește să nu mai păcătuiască, Negrandu Shamana Gaut.